Liniștea familiei Lungu e distrusă de apariția Mirelei. Ce cauți aici? Am venit să-mi văd copiii. Nu vreau să te apropii de copii. Eu am custodia totală. Poți să te dau în judecată pentru custodie. Nu o să câștigi. Mai vedem. Care își dorește să reia legătura cu copiii. Eu sunt mama ta. Eu am o altă mamă. O cheamă Amalia. Vrei să ne plimbăm cu mașina? O să mă certe tata. Nu, nu o să te certe. Sunt mama ta, nu? Întreabă tata unde ai fost. Cu mama. Cealaltă mamă. Mi-ai luat familia și ai adus-o pe aia în locul meu. Nu aia ți-a luat locul. Bețiile tale te-au îndepărtat de noi. Numai că o să obțin custodia totală. Pace. Ai băut? Nu mai beau. Minți, dugnește alcool. Lasă-mă în pace. Până la poliție. Da. Se vede obligată să recurgă la gesturi extreme. Asta ești o panaramă, n-am să te iert niciodată pentru că mi-ai luat soțul și familia. Nu ți-am luat nimic, tu ai renunțat la ei, eu doar am avut grijă de Petru. Trapo! Ai stat la pândă ca o șobolancă și te-ai dat la el când el era la pământ. Și în cele din urmă îl răpește pe Toma. La ce restaurant mergem? Mergem la o pizzerie să mâncăm o pizza. Mi-a spus Petru că îți place pizza. Nu l-am găsit pe Toma. Învățătoarea mi-a spus că nu a venit azi la școală și s-a gândit că probabil e bolnav. Dai și mie puțin telefonul, te rog? Da. De ce l-ai pus acolo? Poate mă sună tata. N-au putut să localizeze mașina. Au dat o urmărire generală. Vor mai reuși oare Petru și Amalia să-și recupereze băiatul? Ajutor! Am de gând să dispar din țară și să-l fac să sufere așa cum am suferit și eu acum 12 ani. Bă, l-a ținut câteva ore închis și după aia mi-a dat SMS și share location. Deci sigur a putut să-l deschidă, nu? Pentru că băiatul avea telefonul deschis, am putut să localizăm mașina. Din păcate, suspecta n-a vrut să oprească.